Bună, am revenit cu un nou videoclip. Astăzi vreau să fac recenzia cărții Squirrel Flies Hope, o carte care mie mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut atât de mult încât imediat cum am terminat-o, de fapt chiar nici măcar atunci, înainte, am spus că este cartea mea preferată și este o carte care mi-a depășit așteptările cu mult. În primul rând, deoarece, începând cu seria a șasea, Peștile Războinice, nu mai este la fel cum era înainte, nu mai este la fel de bună, dar deși această carte a fost scrisă după Lost Stars, a cărei recenzie o voi publica foarte în curând, această carte este foarte bună din multe puncte de vedere, din toate punctele de vedere, dacă stau să mă gândesc mai bine. Deci, în primul rând, se petrece înainte de Lost Stars și după seria a cincea. Este un moment foarte interesant, deoarece clanurile se confruntă cu niște probleme de granițe din cauza venirii clanului Cerului, care această venire a reîmpărțit teritoriile în jurul lacului și până la urmă clanul Cerului este rugat de celelalte clanuri să-și mute tabăra din nou și să își mișcioreze teritoriul de lângă lac și să se mute puțin mai în afară. Pisica care vine cu această idee este, evident, Squirrel Flight, protagonistul acestei cărți, dar a ales un moment cam nepotrivit să o sugereze, deoarece a sugerat-o la o întâlnire între lideri și secunzi, care și această opinie a ei a fost împotriva opiniei liderului ei, adică stă de mărăcine Bramble Star, iar din cauza că i-a propus acest lucru fix după ce l-a propus alt lucru, sugerează o dezbinare în clanul Tunetului, astfel încât clanul Tunetului pare vulnerabil în fața, în ochii celorlalte clanuri, iar Sea de Mărăcine s-a supărat foarte mult pe ea și ca să dovedească că ideea este cea mai bună și din opinia mea chiar era cea mai bună, ca să dovedească acest lucru, ea a mers la clanul Cerului, la liderul clanul Cerului, Stea de Frunză, Leaf Star, și i-a rugat-o să vină să meargă împreună cu ea să exploreze teritoriul. Acestea două au pornit prin clanul Cerului până în afara clanurilor și în continuarea teritoriului clanului Tunetului, doar că în partea opusă lacului, și au găsit o tabără foarte bună, teritoriul era foarte bun, vânatul era găsit peste tot și lui Squirrel Flight s-a părut o idee foarte bună ca clanul Cerului să se mute acolo, iar clanul Cerului să fie avantajat să se mute acolo până când au observat că de fapt locuia cineva acolo. Era un grup de pisici numite The Sisters, adică surorile, care erau niște pisici cu puteri speciale, care puteau vedea pisicile care au murit, adică cum este Tri. Și apoi se dovedește că Tri este fiul liderului surorilor, care ne dă și o explicație pentru puterile lui Tri, dar ne dă și mai multe despre personajul acesta foarte interesant. Iar surorile, pentru că nu vor ca clanurile să știe de existența lor, le ține captive pe Squirrel Flight și Leaf Star. O parte din clanul Cerului știa de
plecarea lui Stea de Frunză și o parte, vreo trei războinici din Clanul Vânătului și de plecarea lui Squirrel Flight, iar atunci când nu s-au întors pentru o noapte, a doua zi au spus unde a plecat liderul Clanului Gerului, respectiv secundul Clanului Tunetului, și au pornit căutările pentru ei în teritoriile lor și apoi s-au întâlnit între ei ca să hotărească ce să facă în continuare. Și apoi, după 3 zile după ce au fost capturate, după Leaf Star și Squirrel Flight, au venit câteva pisici, o patrulă de pisici conținând cei mai buni războinici, care au venit să-i salveze, deși surorile s-au purtat foarte, foarte bine cu Leaf Star și cu Squirrel Flight, doar că nu le lăsau să plece. Până la urmă au fost nevoiți să le dea drumul, pentru că nu se compara puterea surorilor cu puterea clanului, și oricum au aflat deja clanurile de existența lor, deci nu mai era niciun motiv pentru care să fie ținute captive pe pisicile din clanuri. Dar până la urmă clanul cerului nu a putut să se mute din teritoriul lor vechi și să reformeze granițele, pentru că lidera surorilor urmea să aibă pui și voia să-i nască acolo. Dar clanul umbrelor n-a vrut să aștepte și nici clanul vântului și nici clanul râului, astfel încât i-au dat voiau să-i dea afară, doar că clanul tunetului și clanul cerului nu au fost de acord la început, dar clanul tunetului, după aceea, de fapt, în general, doar Stea de Mărăcine, a spus că este ok să meargă acolo doar ca să le arate surorilor ce putere mare au și să-i gonească, dar nu voiau să participe în luptă. Până la urmă a avut loc o luptă în care s-a avut un final foarte tragic. S-au ascuns surorile într-o peșteră, iar acea peșteră i s-a surpat tavanul peșterii și astfel au murit sau au fost rănite mai multe pisici, dintre care Leafpool sau Iaz de Frunză, pisica vracea principală a clanului Tunetului, totodată una dintre pisicile mele preferate, a fost din acea alunecare de teren și a fost și Squirrel Flight. De asemenea, a fost și Moonlight, mama lui Trish și conducătoarea surorilor și alte cât multe personaje. Majoritatea nu au fost rănite grav, doar Moonlight, Leafpool și Squirrel Flight. Din păcate, pentru că rănile erau atât de grave, Leafpool și Squirrel Flight s-au trezit în Star Clan, adică clanul stelelor, și credeau că au murit. După aceea a venit, nu sunt sigur ce războinic, a venit Larksong, care era o pisică care murise foarte recent, acum vreo o lună sau câteva săptămâni. Și Squirrel Flight îl știa destul de bine pe Larksong, iar acesta a spus că nu au murit, doar că au fost rănite foarte, foarte grav și că între timp puteau să stea în Star Clan, clanselor, deoarece nu se știa cât de mult o să fie prânză sau dacă vor mai supraviețui. Până la urmă se dovedește că una dintre ele va muri, Leafpool, și Squirrel Flight va supraviețui. La fel și Moonlight va supraviețui la început, doar că va muri din cauza rănilor. Iar e foarte interesant cum explică în Squirrel Flight's Hope despre Star Clan, clonul cerului, nu cerului stelelor, și despre cum se procedează acolo, adică erau doi pui care au murit foarte tineri după ce au fost născuți. Aceștia nu au apucat să trăiască în clanuri
și s-au dus direct în clanul stelelor. Aceștia doi au primit niște mentori. Unul dintre ei a fost Coadă Lungă și celălalt Blană de Șoarece, da, Blană de Șoarece, care au murit prin seria a treia sau a patra, nu mai sunt sigur. Persoane foarte, bisici foarte importante și remarcabile. Și e foarte interesant cum aceștia îi antrenează pe micii pui să devină lideri, nu lideri, războinici în clanul stelelor. Și sunt mai multe reguli în clanul stelelor, bine, nici chiar reguli, adică, de exemplu, nu ți se face foame niciodată, nu ți e frig, nu există boli. Și cel mai interesant ar fi că, de exemplu, poți să te urci în copaci și dacă sari din copac în copac, chiar dacă cazi, nu te doare și ca și cum zbori. Adică mi se pare foarte, foarte interesant. Până la urmă, după ce au stat mai multe zile în clanul stelelor, până la urmă, Scură Flight a trebuit să plece, deoarece a fost parțial vindecată. Dar Riftul a rămas și a stat în clanul stelelor de atunci până când se vor termina piscile războinice. Liftul mi-a fost foarte trist când a murit Liftul, deoarece este una dintre pisicile mele preferate, adică din top 5, și am fost destul de întristat că multe pisici care erau înainte în serii mor ori înainte de această carte, ori în această carte. În general, are puține lucruri și din Lost Stars care nu mi-au plăcut, cum ar fi foarte mulți membri ai clanurilor nu sunt explicați. Adică, unele pisici, da, m-am prins că au fost făcuți de la uceniți războinici sau de la pui războinici, doar că nu mă așteptam ca distanța dintre serii să fie atât de mare, încât de la pui nenăscuți să devină războinici. Dar în același timp, bătrânii, elderii, să rămână tot elder și să nu moară, chiar dacă războinici au murit între timp. Asta este destul de ciudat și nu am înțeles pe deplin. Și de asemenea, modul de gândire s-a schimbat la fel ca în Lost Stars, deși nu la fel de mult, tot nu mi-a plăcut prea mult, dar eu zic că a fost un final foarte bun pentru această serie minunată. Bine, final ar fi o carte bună pentru a termina o serie. Și practic s-a terminat piscile războinice într-un fel, deoarece Lost Stars nu este chiar așa cum aș fi vrut eu să se continue seria. Nu este așa cum ar fi trebuit să fie. Adică dacă ai scris ceva, trebuie să te străduiești să scrii ceva mai bun următoarea dată. S-a întâmplat acest lucru până în seria 3-a și până și în a 4-a. Dar în seria 5-a și a 6-a a devenit din ce în ce mai slabă. Pisicile războinice a devenit mult mai nas, aș putea spune, adică nu-mi creează aceeași plăcere de citire și chiar aș spune că ar putea fi întrecută de alte serii, cum ar fi The Lord of the Rings sau, nu știu, alte cărți, dar o să continui să citesc. Când o să se publice următorul volum, o să-l iau și o să vă spun părerea mea despre el, să vă spun dacă s-a colectat. Dacă Erin Hunter a corectat pisicile răzmice serie așa, sau dacă va continua să fie nașpa. Eu sincer sper să se corecteze și să fie foarte bun, deși sincer acum cred că este doar o perioadă în care Erin Hunter a scăzut puțin frumusețea pisicilor răzmânge și adică sunt foarte mari șanse, asta dacă nu se termină, dacă se termină seria. Dacă într-adevăr nu mai ies cărți, atunci
Nu este un final prea bun pentru pisicile războinice, nu este un final așa cum merita, dar seria nu prea pare să se termine acum și chiar sper că în seria a șaptea, de exemplu, sau în următoarele cărți în seria a șasea, se va corecta. Și School of Light Hope a fost cea mai bună carte pe care am citit-o. Sper că se vor scrie cărți din pisicile războinice care vor fi cel puțin la fel de bune. Dacă ar face cărți atât de bune, cărțile din seria principală la fel de bune ca această carte, ar fi minunat. Deși este puțin ciudat cum au, adică încă un lucru pe care am uitat să precizez este că în majoritatea, bine, la primele 10, primele 9 sau 10 super ediții explică toată viața, gen sau până la un anumit punct și apoi mangaul este despre moartea lor, doar că în astea mai noi, super edițiile mai noi au mai puține pagini, cum ar fi 400 și ceva. Această carte e chiar, cred că cea mai scurtă, are 417 pagini și mangaul spune altceva, spune despre când erau ucenici School of Light și Leaf Pool. Mangaul este destul de trist, chiar dacă nu explică moartea vreunei pisici. Și apoi are Bravelands. Și încă un lucru pe care tot îl uit mereu este, stați să găsesc, acest mic detaliu. Aceasta este School of Light și mereu uit că are laba dreaptă din față pătată cu alb și roșie, e toată roșie. Uite asta, dar este un lucru foarte interesant. Adică are o unicitate aparte și este un lucru foarte emblematic. Toți fanii al lui School of Light știu de acest lucru și chiar este interesant că de acum încolo nu cred că voi mai uita acest fapt. Mi-a plăcut foarte mult modul de gândire pentru că a fost între Lost Stars și seria 5-a, 4-a, o recomand tuturor. Încă un lucru pe care vreau să-l precizez și ultimul, coperta, adică e superbă, uitați-vă și foila, e minunată. Și dacă dăm jos coperta, stați, fie, că e puțin mai greu de dat jos. Nu m-am priceput niciodată la asta. Nu are ca la Lost Stars sau celelalte cărți aici. Nu are nimic, este doar alb. Dar coperta cărții este fantastică, cea de carton. Este foarte, foarte bună. Adică arată minunat. Îmi place mai ales cum scrie pe cotor și cum arată imaginea. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă ați citit cartea, sper să-mi spuneți și mie cum mi s-a părut, ce părere aveți în continuare despre seria 6, deoarece chiar vreau să știu mai multe opinii. Dacă ați citit seria 6 Lost Stars sau dacă ați citit School of Light Hope. Eu numesc această carte cea mai bună carte pisicile războinice pe care am citit-o și voi pune linkul în descriere și de la Lost Stars. Sper că îl veți viziona și pe acela și ne vedem la următorul videoclip. Pa!